30 de ani au trecut de la Revoluția care a dus la căderea comunismului. Ce s-a întâmplat atunci și cum arată România acum sunt încă secrete de aflat, schimbări de explicat, o tranziție de încheiat și lucruri care nu trebuie uitate. Cum arată România după 30 de ani de la Revoluție? Nu arată cum speram eu cel puțin acum 30 de ani. S-au făcut progrese foarte mari, evident. Putem spune ce vorim, putem călători unde vrem, însă oamenii, românii, au regresat. Uneori am sentimentul că din popor avem tendința să devenim o populație. Am încercat și este ceea ce am încercat eu în ultima vreme, fie în conferințele pe care le-am susținut în țară, fie multele conferințe pe care le-am susținut în afară, să facem un fel de wrap-up, cum zic englezii, adică un fel de îmbrăcare a acestor 30 de ani, întâi se impune o concluzie foarte importantă. România n-a fost niciodată mai liberă și mai prosperă decât astăzi. Acest fapt, această realitate, o datorăm în primul rând Uniunii Europene. Faptului că am intrat în Uniunea Europeană. În fond, începând cu 2000 și până la intrarea în Uniunea Europeană 1 ianuarie 2007 și evident după aceea încă și mai mult, România a beneficiat de mecanisme, de reguli și de fonduri foarte importante de care românii s-au bucurat în multe împrejurări. Două exemple ar fi interesante și întâi, România este pe podium, cum se spune, una dintre campioanele industriei informatice. Anul acesta se prevede ca exportul de produse informatice din România să depășească 4 miliarde de euro. Nu-i puțin lucru. Iar în domeniul acesta lucrează peste 100 de mii de oameni în România. Un al doilea fapt care pe mine mă încântă este că România e tot pe podium. Anul acesta, poate chiar pe primul loc, în ce privește producția de cereale. Adică ceea ce cândva era o suferință, agricultura, astăzi e o realitate în mare măsură pozitivă. Acum, nu pot să nu mă gândesc și la cei peste 3 milioane de români care lucrează în străinătate. E o mare durere pentru noi toți. Este o emoragie din rândul populației cele mai active a României și vreau să vină momentul, cum a fost în Italia de mult, cum a fost în Spania, nu cu mult timp, cu vreo 30-40 de ani în urmă, când să vedem acești români în mare măsură întorcându-se acasă, fiindcă le e mai bine aici decât acolo. Sunt 30 de ani de la Revoluția Română, din decembrie 1989. Care credeți că este schimbarea de optică din societatea de astăzi după acest fenomen istoric? Primul deceniu a arătat complet altfel decât următorii ani și următorul deceniu care au venit după Revoluția din 1989. Am avut un prim deceniu pe care l-aș numi romantic, vizionar, patriotic și european în același timp, un deceniu în care am dorit să fim liberi și în același timp am dorit să ne integrăm în lumea europeană, în lumea euroatlantică. Am visat la o Românie puternică, într-o Europa puternică. Acestea cred că au fost caracteristicile anilor 1990-2000. Am dus acest vis în perioada respectivă. Aș putea spune că am mers ceva mai mult până în 2004. După 2004 ne prăbușim în globalism.
Nu, deja nu mai vorbim despre integrarea României, ci despre dizolvarea României într-o ordine globală. Vorbim de uitarea identității noastre, vorbim de pierderea suveranității noastre suntem în situația, după 30 de ani, cel puțin din punctul meu de vedere, să contemplăm un stat pe care nu-l pot numi altfel decât stat eșuat. Deci, astăzi, misiunea noastră, în continuare, misiunea poporului român, la ea mă refer, este aceea de a-și regăsi identitatea, de a-și regăsi suveranitatea și de pe această poziție de a-și reface respectul și influența în lumea aceasta de astăzi, în ordinea globală care se construiește. La 30 de ani de la Revoluția înfăptuită în decembrie 89, ce valori s-au schimbat în mod fundamental în societatea românească? Sunt câteva importante, două cu precădere sunt, cred, evidente pentru toată lumea, și anume libertatea cuvântului și libertatea de circulație. Sunt două libertăți care, evident, înainte de 1989 se aflau sub o strictă tutelă politică. Astăzi ambele sunt dezlănțuite și au dat viață unor fenomene fără precedent în întreaga istorie românească, cum este fenomenul migrației românilor în numere mari înspre alte țări ale Uniunii Europene, migrație adesea sezonieră, dar în multe cazuri și definitivă, precum și exploziei de publicații, posturi de radio, televiziune și mai recent de mijloace de comunicare socială, în care practic asta este riscul pe care întotdeauna libertatea îl presupune, în care practic nu se mai pot distinge vocile autoritare și autorizate care se exprimă în orice domeniu, de la politică la știință, trecând prin literatură și arte, de cele care sunt improvizate și fanteziste. Libertatea presupune un risc și cred că societatea românească este astăzi într-o situație în care trebuie să-și asume gestiunea libertății, inclusiv cu riscurile pe care această libertate le presupune.